Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la Radio Vinoteca, o emisiune despre viticultură, vinificație și vinuri. Vă amintesc că Radio Vinoteca este difuzată în fiecare sâmbătă, începând cu ora 19, și în reluare în fiecare miercuri, după știrile de la ora 20. Ea poate fi accesată și pe site-ul radiochisineau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Eu sunt Corneliu Rusnac, iar colegul meu cel alături de care realizez această emisiune este jurnalistul de vinuri, Andrei Cibotaru. Autorul site-ului finewine.md. Bună ziua, Andrei. Bună ziua. Permiteți-mi să vă prezint și pe invitatul ediției noastre de astăzi, directorul, directorul Școlii de somelier din Republica Moldova, Nicolae Luca. Domnule Luca, bună ziua și bine ați venit. Bună ziua și mulțumesc de invitație. Sper să. Este prima, dar sper să nu fie ultima. Dar La înainte fine. de a începe discuția, aș vrea să vă prezint și precum și telespectatorii radioascultătorilor noștri, un foarte scurt buletin de știri din domeniu. Premieră pentru vinul Moldovei, 21 de producători reuniți sub umbrela brandului vinicol de țară au participat la o expoziție specializată în orașul Bordeaux, patria legendarelor vinuri franceze. Standurile lor au fost zilnic vizitate de peste 900 de comercianți, omelieri, barmani și importatori. Proseco ar putea atinge o producție record de un miliard de sticle. Prognoza a fost făcută de consorțiul italian abilitat cu reglementarea indicației geografice Proseco. Producția de vin spumant a crescut constant în ultimii ani, iar Proseco este în prezent cel mai vândut spumant din lume, devansând renumitele vinuri din șampani. Concursul internațional de vinuri Eurasia Wine and Spirits Competition se va desfășura în februar, în perioada 7-9 noiembrie la Tbilisi, în Georgia. Competiția este organizată de o companie moldovenească. Peste 50 de vinării își vor prezenta mostrele la Tbilisi, inclusiv mai multe vinării din Republica Moldova. Concursul este organizat sub egida Organizației Internaționale a Viei și Vinului, ceea ce înseamnă că doar o treime din probe au drept la medalii. Degustare la nivel înalt, Oficiul Național al Viei și Vinului a organizat o prezentare de vinuri pentru Nelson Chow, președintele Asociației de Somelier din China și unul dintre cei mai influenți oameni ai vinului din Asia. La sfârșitul acestei, el a declarat că vinul Moldovei se remarcă prin calitatea înaltă și poartă o amprentă autentică deosebită. Așadar, domnule Luca, să revenim la discuția noastră. Întâi de toate, ce presupune profesia de somelier? Deci sunt mai multe opinii în privința aceasta. Francezii, specialiștii, spun că somelierul este cel care se ocupă de toate băuturile dintr-un restaurant. Noi, cei din care am intrat în tagma aceasta somelierul mai târziu, noi avem o a noastră viziune, sunt cei care știu totul despre vin, în special. Și oricine poate deveni somelier sau e nevoie de anumite capacități, de aptitudini speciale, de cunoștințe deosebite? Deci eu spun că toți cei care au 18 ani și sunt foarte pasionați de vin pot deveni somelier. E nevoie poate de, eu știu, de un, un, gust mai sensibil, un miros mai sensibil, o, da, o... din domeniul tehnologiei alimentare, chimiei, altor cunoștințe. Deci la primul pas, evident, se face o testare să vadă dacă este capabil să, percepe, să perceapă aromele, gusturile, așa mai departe. Pe urmă, de acum totul în mâinile celui care vine ca formabil. Primul pas, îl face la școala de somelie, când vine. Al doilea pas, când termină școala de somelie. Iar ceilalți o mie, de pas, pași, îi face parcursul vieții, dacă dorește să devină profesionist în domeniu. Este adevărat că un somelier este un specialist care poate determina anul, podgorea și soiul din care provine un vin? Dacă a mai degustat acest vin, da. Dacă nu, poate soiul, poate regiunea. Deci un somelier ideal este omul care a degustat cât mai multe vinuri cel puțin 1000 2002, atunci el se face o imagine, memoria se dezvoltă și poate depista un vin. Exact cum noi suntem între oameni și când vezi o față prima dată, nu poți spune multe despre ea. Atunci când îl mai vedem a doua oară, putem spune unii ne-am întâlnit, cine, ce culoare are ochii. Vreau să fac aici o paralelă că cineva dintre prietenii mei se arăta surprins că am degustat peste 1000 de vinuri pe parcursul unui an. Deci pare o aritmetică foarte ciudată dacă împărțim la 300 de, de zile câte, am, an, câte, am, câte vi am, vinuri uh, un somelier nu bea toate aceste vinuri. Deci le apreciază vizualul olfactiv, le, le, le gustă, dar în majoritatea cazurilor le, le varsă, le scuipă în deversor pentru că nu ai putea rezista fizic. Eu, în calitate de jurnalist de vinuri, am onoarea să fiu la câteva concursuri pe an în Moldova și peste Hotare, unde, în principiu, în 3-4 zile, degustăm cel puțin 300 de vinuri, deci câte 50 de vinuri pe zi. Și este, în principiu, o muncă să poți să deguși toate aceste 50 de vinuri într-o zi. La sfârșit... Și este probabil și foarte greu să le memorizezi, totuși 50 de vinuri. Da, este, este un exercițiu deloc ușor, este un exercițiu intele intelectual până la urmă, trebuie să le apreciezi, trebuie să le treci prin gând în afară de faptul că le gust și le simți aroma noastră, să le treci prin gând, să le memorizezi, cum a spus și, și domnul Luca, să, să știi că data viitoare când vei avea un astfel de vin și vinul este un produs uh, diferit până la urmă. Degustăm vinuri din, din Moldova, din Franța, din California, din China mai nou. Deci, în principiu, vinul se produce pe toate continentele aproape ale lumii. Și este adevărat că... Trebuie totuși o pregătire specială pentru ca să poți face acestui exercițiu. Degustatorul de vinuri are de regulă probleme cu, cu dinții, pentru că este fiind un mediu acid, inevitabil acționează asupra dinților. Are probleme de regulă cu sistemul gastric, pentru că iarăși cumva pH-ul este afectat de aceasta. Să revenim la discuția despre școala de somelieri școala pe care o conduceți dumneavoastră este singura instituție acreditată oficial în Republica Moldova care eliberează diplome de somelier. Ce anume se studiază în ea? Ce materii se predau și cum sunt organizate cursurile? Exact. Deci școala își are sediu la Universitatea Tehnică și în școală se studiază, avem 13 module. Dacă aș vorbi așa la general, este modulul somelerie, modulul viticultură-vinificație și modulul gastronomie și servicii. Iată aceste trei părți componente a programului de studiu a școlii de somilier. În cadrul somilierii evident studiază ceea ce ține de profesie de somilier, de funcțiile de somilier și altele. Vinificația, viticultura, ceea ce ține de producerea, începând cu strugurii și terminând cu vinul și evident Gastronomia națională, gastronomie internațională, metodele de servire a bucatelor, <coughs> și ce e mai important pentru somelier, anume mariajul sau asocierea bucatelor cu vinul. Cât durează cursul? De cât timp e nevoie ca cineva să obțină licența de somelier? Uh, deci, calificare de somelier o puteți obține la școală în timp de 5 săptămâni, a câte 4 zile pe săptămână. 4 ore. 4 ore pe, pe zi. Pe zi, da. Da. Și se uh, deci studiază câte un pic din fiecare modul din care... A -a da, începem asta. cu ceea ce ține de viticultură, începem uh, cu ceea ce ține de produse, de funcțiile unui somilier și treptat trecem mai avansat. <coughs> În fiecare zi avem degustații, cel puțin trei vinuri le degustăm, le analizăm, le vorbim, dacă se poate de spus așa, și evident la sfârșitul cursului uh, formabile au o testare o testare scrisă, unde este un test de vreo 20-30 de întrebări, care ei le-au studiat, pentru ei sunt ușoare de acum, și evident este proba practică. Proba practică care conține trei etape. 1. Prezentarea corectă a unui vin în fața comisiei. A doilea este a descrie, a aprecia acest vin în orb. Și a treia... Ce înseamnă în orb? Fără în să orb știi ce fel de vin. Este servit, câteodată chiar și culoarea nu o cunoaște, fiindcă sunt pahare speciale unde nu se vede culoarea și el trebuie să spună de ce, ce tip soi și așa mai departe. Și a treia etapă este de a da niște asocieri a vinului pe care l-a apreciat cu bucatele dintr-un meniu. Vreau să spun că am trecut și eu prin acest examen la galeriile subterane de la Cricova. Și deși pare un lucru absolut simplu la prima vedere să deschizi o sticlă de vin și să torni în pahar, de fapt în spatele acestei acțiuni mecanice se ascunde o întreagă filozofie, o etică, o normă cum corect de la modul în care adresezi întrebarea pentru cel care vrea să consume un vin până la ultima etapă să-i torni vinul în pahar și să-i recomand, să recomanzi cu ce bucate se asociază vinul. Cum se ține vinul, cum se deschide vinul, cum se discută cu clientul, cum se aranjează paharele, cui îi se toarnă în primul rând la masă și sunt o sumedenie de reguli care nu e atât de simplu este foarte complicat să la un moment dat probabil devine mecanic acest lucru pentru cei care fac experiențe zi de zi dar atunci când am avut eu examen am avut emoții extraordinare deși știam pe de rost toți pașii care trebuie de făcut, oricum uiți să ții corect eticheta îndreptată spre client sau să torni întâi doamnei și să alegi vizual clientul cel mai în vârstă și așa mai departe în ultimul timp, a, a, am impresia că este o creștere a interesului față de această profesie. Cum observați asta la școala dumneavoastră? Sunt mai mulți doritori de a se înscrie la aceste cursuri? Pot să vă spun chiar de la bun început, din prima promoție, dar prima promoție a fost cu 5 ani în urmă. Un viu interes a apărut față de această profesie, fiindcă mulți chiar nu știau ce înseamnă somilier și am făcut niște lecții, așa de de popularizare. de popularizare și uh, au fost captați de acest uh, subiect și chiar la prima promoție am avut mai mult decât noi putem să, uh, să încadrăm în acest program, fiindcă e limitat undeva apren la 15-17 persoane maximum, laboratoarele ne permit. Uh, chiar acum avem uh, Începem a selecta o nouă promoție, și la cele 15-17 locuri avem peste 30 de cereri. Deci, un viu interes și mă bucur faptul că nu vin numai cei care din domeniul Horeca sau din domeniul turismului care au nevoie de această calificare, dar vin chiar persoane care sunt departe în mele a spune de această profesie vin oameni care vor să cunoască, cunoască cultura vinului, cultura gastronomiei și altele. Avem medici, avem informacieni, avem juriști, deci și îmi face plăcere, fiindcă vin oameni cu diferite interese, vin oameni cu diferite cunoștințe și la urmă se face o echipă, ei între ei, și iubesc, devin pasionați de vin și de mâncare. Ați menționat despre laborator și infrastructură. Pe cât de dotată este școala de somelier din Republica Moldova? Um, La nivel tehnic. Deci, în parteneriat cu Universitatea Tehnică, noi facem o treabă bună, și pot să vă spun că în regiunea aceasta a noastră, Ucraina, România. Așa, săli amenajate nu sunt săli de degustație. Avem cea mai performantă. Fapt are vreo 2 ani în această sală. Avem uh, microvinificația, unde pe viu văd studenții ce se face, cum se face. Avem bucătărie performante, unde studenții gătesc la această bucătărie și în același timp asociem vinurile pe care le avem cu bucatele care le prepară ei singuri. Uh, avem săli de curs dotate cu proiectoare, cu tablet digitale și așa mai departe. Deci, este dotat la un nivel performant la Universitatea Tehnică acest modul, acest, 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 program de învățământ care se numește Somelier. Da, am avut ocazia să discut cu niște experți francezi care au rămas uimiți într-adevăr de nivelul de dotare a sălei de degustare de la Universitatea Tehnică. Este construită conform tuturor rigorilor. Paharele din care se degustă sunt cele mai bune pahare la nivel mondial acum. Profesia de somelier este, totuși, relativ nouă pentru țara noastră. Ați menționat că de 5 ani se fac uh, cursuri, deși uh, vinurile și vinificația este tot, totuși o tradiție mult mai veche în Republica Moldova. Am avut la cursele domnitorilor în trecut uh, boieri numiți paharnici, uh, după caz, sau care gustau vinul. Și erau da, responsabili de calitate. Da, erau responsabili de calitate. Uh, deci somileria sau somelierul, paharnic, cum ați spus, este o miserie destul de veche. Și dacă o să citiți Biblia, în Geneza, un articol spune că paharnicul și pitarul de la curtea faraonului. Deci de pe cele timpuri, aceste două funcții erau la curtea regiului și paharnicul în timpurile Evului Mediu, la noi în Moldova și în Valahia, era în rang de ministru, aș spune ministru a economiei. Deci, într-adevăr, el avea și uh, obligațiunea să asigure calitatea și nu numai calitatea, dar să fie, vinurile să nu fie otrăvite. Uh, această profesie a apărut în regiunea aceasta a mării mediterane europene aproape dată ca somilier la curțele regale. A apărut în Franța, uh, a apărut la noi în țările Moldove și uh, țările de jos ca paharnic și pe parcursul evaluării acestei funcții toți au acceptat denumirea de somelier. Mai puțin spune azi paharnic, ceașnic mai era. Da, exact. Deci toți au ajuns la concluzia că ar fi bine să avem un nume comun pentru această funcție, pentru această meserie frumoasă, somelier. Și sună frumos. Cursurile la școala dumneavoastră sunt cu plată? Da. Cât costă? Ultimele au fost de 4.000 de lei. Dar aici, între vinurile, vreo 50-60 de vinuri care le degustăm, mm. între excursie la un restaurant unde noi încercăm să vedem cum să face serviciile în acest restaurant și evident plata. o excursie la o vinărie care mai aproape, care mai departe, ultima am făcut-o la porcari și toate acestea costă. Da, sigur. Cât de căutați în somelierii în Republica Moldova de către restaurantele de aici, de exemplu? pentru că uh, știm că în Franța, în Italia sunt... Uh... Da, aș spune că acum există un trend la restaurantele acestea de elite, de ogam, cum le spunem noi, pentru a avea un specialist bun, un specialist bun și calificat în domeniul somileriei. Și chiar nu de mult, uh, știu, cineva căuta și spunea că un salariu destul de bun, mai mare ca la profesorul la Universitatea Tehnică. Eu chiar am avut recent un caz în care se căuta un somelier într-o vinotecă din centrul Chișinăului cu un salariu de 10.000 de lei și era o problemă, deci s-a găsit cu greu în somelie. Trebuie să înțeleagă radioascultatorii că salariul acesta nu se acordă oricărui om care a finalizat, iată, acum cursurile de somelie Totuși trebuie să aibă o experiență anumită, trebuie să cunoască vineriile, să cunoască vinurile, să cunoască stocurile, cum se lucrează în, în, în vinotecă pentru că somelierul, cel puțin la noi, nu este doar omul care știe și poate povesti despre vin, dar mai este și partea, nu știu, a, a meseriei care e rutina zilnică, trebuie să răspundă de pahare, de curățenia paharelor, de servirea lor, de organizarea stocurilor de vin. Adică uneori mai trebuie să și muncă fizică, să ducă lezele cu, cu, vin de la mașină până în beci sau unde sunt stocurile vinării. Profesia este inclusă în acest moment în nomenclatorul oficial al profesilor din Republica Moldova? Da, profesia este inclusă din luna în anuare 2013. Chiar am participat la elaborarea standardului ocupațional, pentru că ca să faci o școală trebuie să fie și meseria, calificarea trebuie să fie evaluată. Și acum, vă spuneam, din 2013 această meserie este în clasificatorul național a calificărilor. E crom 51-23, pare că așa e codul. Specializați, vă căutați în monitorul oficial și o să vedeți ce este somilierul, ce trebuie să fie în standard ocupațional aceste meserii. Ați făcut vreo statistică, și puțin aproximativă, câți somilieri ați învățat până acum? Și unde lucrează ei totuși? În, Moldova sau sunt și peste hotare? Da, noi ducem evidența, fiindcă avem două, așa să zic, direcții. Este direcția școlii, somilierii, care noi le dăm calificare de somilier și în fiecare promoție, undeva la 15-17 am avut, prima promoție, nu am avut 13 oameni, și dacă avem șase promoții, mulți o să aveți rezultatul. Plus, avem a doilea direcție, care vă spuneam, a doua direcție, cea a somilierii europene, care cu Asociația Somilierilor Europeni, noi facem o recalificare, calificare a somilierilor din sistemul nostru Horeca, din turism și așa mai departe. Avem patru promoții și dacă nu greșesc, tot așa vreo 15 oameni, vreo 60 de oameni care au trecut această calificare e, și au certificat de somilier european. Cât de mulți pică examenul? Există vreo statistică? Um, pot să vă spun. Deci la școală nu pică nimic examenul, fiindcă vin cei pasionați de vin. Și ei de acum depun efortul maxim și acel minimum care îl cere școala, ei îl trec prezentarea vinului acesta, de cum se automatizează aproape, în turnarea pahar, exact într-o stică, să parte, împartă la 5 oameni, la 10 oameni, toate aceste îndemnări ei le au. Cunoștințele teoretice sunt importante și ele și tot ei le mânuiesc. La Asociația Sumelor Europeni, spuneam că avem vreo 4 promoții, deci au picat vreo 3 oameni. Din câte? în fiecare promoție, din 15. în fiecare da. promoție câte unul. Câte unul, am înțeles. Poate deci, din cunoștințe, de... De, că nu cunoșteau limba română, a fost acolo un caz și nu s-a descurcat, poate din emoții prea mari. Dar Un, așa. un somelier uh, ar trebui să cunoască în afara vinului, probabil și limbi străine? Uh, deci, dacă să vorbim despre competențele unui sommelier, el trebuie să fie competent cum pe, în, în mai multe. Unu, el trebuie să cunoască foarte bine viticultura, el trebuie să cunoască vinificația, el trebuie să cunoască gastronomia el trebuie să aibă un dar spre comunicare, de a expune, de a povesti, de a... numai decât îi de doriți să cunoască și limbi străine. Dar pot să vă spun că cei care vin la școală sunt tineri și marea majoritate cunosc limbii străine și chiar mă bucur să remarc că acum la ziua venului am avut vreo câțiva elevi de la școală de somele care au fost antrenați în ziua venului și au ghidat grupe de turiști străini în limba engleză. Este adevărat că și mulți, am observat cel puțin din cei cu care comunic eu pe Facebook, sunt și somelieri care s-au format în Republica Moldova, dar activează peste hotare. Avem, de exemplu, în Londra un somelier renumit, este în Italia, în, în Copenhaga, într-un restaurant cu stea Michelin, lucrează un conațional de-a nostru. Pleacă la salarii mai mari? Și asta pleacă. Da, și evident că salariile sunt mai mari acolo. Chiar acum uh, am o ofertă de lucru la, pe croizieră unde se cere un somelier competent cu cunoașterea foarte bună a limbii engleze și un salariu respectiv de 3.000. Da, până, până da. Asta vreau să vă întreb până la cât se poate ridica salariul. Asta nu e mare, unui e mai mare, dar pentru noi, foarte. Discutam cu, iarăși, cu profesoara din, originară din Franța, de la cursurile de somelie european și îi spunea că într-un restaurant obișnuit occidental, într-un restaurant de clasă, profesia de somelie este, de fapt, la fel de importantă ca cea a unui bucătar șef în restaurant, pentru că venitul unui restaurant este asigurat în cea mai mare proporție de băuturi și atunci somelierul este omul care poate pe lângă folclorul și frumusețea servirii vinului, este omul responsabil de economie restaurantului. Deci cu cât mai multe vinuri va servi și cu cât mai multe, mai scumpe vinuri va servi, cu atât restaurantul va avea încasări mai mari, pentru că o, o, o bucată într-un restaurant, în mod obișnuit, are un preț mai mult sau mai puțin fix, convențional. Or, o sticlă de vin servit în restaurant poate costa și 10 euro, și 20, și sute și chiar 5.000 de euro. Am avut și în Republica Moldova oameni cu care am discutat, care au servit peste hotare în compania unor milionari evident, vinuri de 5.000 de euro, de exemplu. Vă închipuiți câte mâncare trebuie să faci de 5.000, ori poți să serviști o, o sticlă de vin, de vin da, care da, costă da, 5.000. Care să asigure venitul da. restaurantului. Până la urmă, ce le-ați recomanda ascultătorilor noștri? Cum să se servească corect vinul? Cum să aleagă un vin bun? Pentru că la noi... Recomandă să vin la școala de somelie, la cursul cel scurt. <gută> asta e. Dar dacă vorbim, toți moldovenii socot că știu a consuma vinul. Exact corect, de asta vă și întrebam. Da. Dar este o tehnică, o tehnică în degustare vinului, mai ales când vorbim de un restaurant. Să... Primul rând, temperatura vinului este primordială pentru servirea vinului, alegerea paharelor. La, la ce este... temperatură se servesc, de exemplu, vinurile albe, vinurile roșii? Deci, mă jos, Andrei? <sus> vinurile <de> albe, <sus> evident, se servesc la temperaturi mai joase. Nea, oase, sigur. Da, vinurile spumantele, tot mai jo joase temperaturile și vinurile roșii la temperatura camerei. Numai nu camerei, când e 30 de grade în cameră, dar, așa zis, la temperatura de. 16-18 grade. Pe timpuri, temperatura camerei în șatouri, în șatourile franceze, era cam așa, și iarna și vara, la 16-18 grade. De deci, ce se vorbește că vinurile roșii se servesc la temperatura camerei? În general, vinurile albe se servesc mai reci, cum a spus domnul Luca. De exemplu, spumantele, și iarăși este o filozofie întreagă în funcție de tipul de spumant. Se servesc la 6-8 grade Celsius. Anumite vinuri albe se servesc la 8-10, și sunt o serie mai aparte de vinuri care pot fi servite la o temperatură un pic mai mare, de exemplu 12 sau 14 grade. Atunci când vorbim despre vinuri corpulente, despre vinuri învechite, despre vinuri maturate la butoi, dacă avem un șardonnay care a fost maturat la butoi, care are arome suplimentare de la contactul cu lemn, atunci el are nevoie și de o temperatură un pic mai mare ca să se desfacă. Iar vinurile roșii, în general, între 16 și 18 grade. Dar e important și paharul din care îl consumăm, din păcate, noi avem cu toții acasă Așa numitele bacalașe de, de, de vin în beci care nu prea sunt potrivite pentru consumul unui vin de calitate. Vinul de calitate se servește din pahare cu piceruș care pe au cupa aceasta, forma ovală. Cupie, da. Și nu este vorba de o, o șmecherie, este vorba de. Fizică și chimie aici pentru că în felul ăsta Tot probabil se, da. la se concentrează la mai bine buchetul da. poate fi simțit, nu? Da, da, cum se evaporă al... vaporii de alcool, cum se evaporă fenolii, okay. aromele, atunci vom, vom simți asta, evident într un pahar de plastic o să ne trezească un dezgust pentru că mai mult decât să l dai peste cap. Dar mai <laughs> mult decât să l dai cap, nu poți, pentru că vei simți alcool și aciditate, astringență și deci este așa zisă degustarea paharelor, și anume același vin în pahare diferite. Face și... parte din cursul de, de sommelier? Da. Și în pahar, cum a spus Andrei, de plastic. Și ai impresia că sunt toate vinuri diferite, același vin. Deci este am... o magie, chiar am participat și am rămas uimit și evident Am și avut o degustare de pahare, așa numită degustare de pahare, în care am degustat apă, aceeași apă din diferite forme de pahare, care aparent spunem despre apă că nu are gust, în diferite pahare avea într-adevăr gusturi diferite, unde mai sărat, unde mai uh, dulcie și așa mai departe, deci contează. No, e o da, o Da. Ei, iată că timpul trece repede, ne apropiem de finalul emisiunii, dar nu înainte de a vă prezenta rubrica degustări, care de fiecare dată ne descoperă un vin nou. Astăzi la Radio Vinoteca vom degusta un vin spumant. Este pentru prima dată când degustăm un spumant în emisiunea noastră. Andrei, te rog să ne prezinți. Degustăm astăzi într-adevăr un vin spumant, ceea ce noi în mare parte spunem greșit în Republica Moldova, șampani, pentru că am folosit acest termen în trecut. Șampania este vinul spumant care se produce doar în Franța, în regiunea șampan, din anumite soiuri de struguri, după o tehnologie anumită, doar această regiune din Franța are dreptul să numească vinurile champagne. Șamp Noi uh, îi spunem vin spumant în Republica Moldova. Avem astăzi un uh, vin spumant produs după tehnologia clasică franceză după tehnologie șampenoaz, cu fermentarea vinului în două etape iar a doua etapă se produce în sticlă. Deci care este diferența între șampan și prosecco? Este că uh, vinul, după metoda clasică, se fermentează secundar în sticlă și se maturează ulterior în poziție EQV cel puțin 2 ani în cazul de față. Avem un cupaj din trei soiuri, Pinot Noir, Pinot Meunier și Chardonnay. Sunt soiurile din care se fac și vinurile șampani. Să mai spune în Franța, celelalte spumante au o denumire cremant. Și fiecare țară, și Spania, îi spune că avea și Prosecco, Italia, numai Moldova spune spumant. Și spune așa o, o telespectatorii, dacă pot participa să... Radioascultători. De radio să dea o denumire spumantelor moldovnești, care poate, de ce nu, să o alegem, să o avem ca un simbol a țării, a vinurilor spumante. Se spune că vinul în spumant a fost inventat de renumitul călugăr Don Perignon. El a exclamat atunci când a văzut că are în pahar toate stelele de pe cer. Deci vine exact de la perlarea aceasta în pahar, de la evoluția bulelor. Și într-un spumant, cu cât sunt mai mici bulele emanate în pahar, cu atât mai calitativ. Și mai lungi aceste brâuri, brâuri de perle, e în continuu. În gen, yes. general, yes. domnul Corneliu m-a întrebat dacă vom servi astăzi din paharele Apropo, potrivite. Da, exact asta spumantul în da. general, pentru că aceste vinuri de obicei se servesc în pahare mai alungite ca formă. Corect, da, din vezi pahare vezi sub, din pahare, despre care spunem, pahare sub formă de flută, da, paharele cu exact, lungi. Exact. Și iată că specialiștii la nivel internațional acum se duce o discuție din care pahare totuși sunt mai potrivite. În cazul flutei avem ocazia să urmărim jocul de bule mai îndelungat, însă și paharul este mai lung, bulele perlează mai... și acest spectacol al bulelor este mai frumos și mai plăcut ochiului. Pe de altă parte, paharele cu cupa lată, deci nu prea, prea lată, dar totuși un pic mai, mai înguste, ne permit să simțim mai bine aroma acestor spumante. Ori aici avem o, o aromă într-adevăr frumoasă care într-un pahar de tip flută nu ne-ar permite să, -o, o simțim atât de bine. Este un vin de o culoare galbenă strălucitoare cu ușoare nuanțe verzui. Perlează, iată, cu bule. Chiar dacă avem un pahar lat, aceste bule se văd și jocul de bule este îndelungat. Avem arome frumoase, arome uh, fructate, avem arome de citrice, mere verzi, pere. Probabil uh, arome de pâine tostată. Dar, domnule Luca, cum trebuie servit corect un vin spumant? Spuneam, Ce ar face un somelier în cazul ăsta? Prima este temperatura. Doi, uh, alegerea corectă a paharului. Spuneam fluta sau uh, cupa pentru spumante. Asta e. Și, evident, asocierea cu bucatele. De obicei, se servesc unele deserturi și în lume spune că caviarul și șampania. Încercați. Da. Care sunt soiurile cele mai potrivite pentru fabricarea vinurilor spumante? Sau poate un spumant bun poate fi fabricat din orice soi? Fiecare țară are secretele sale și, să zic așa, soiurile care prepară spumantele. În Republica Moldova sunt mai multe soiuri care se permit pentru producerea spumantelor. În Franța, în regiunea champagne, strict trei soiuri: Pinot Noir, Pinot Meunier și Chardonnay. Undeva merge 15-15 la 70, dar tot timp, totul depinde de producător, de sufletul lui și așa mai departe, pentru a produce acest frumos, frumoasă băutură, care spunem noi spumant, care este. Uh, o băutură aleasă în toată lumea, și se servește anumit cu anumite ocazii, și asta o cunoaștem: fie zi de naștere, fie anul nou, Crăciunul și alte ocazii fericite în viață. În, în general, din păcate, în Republica Moldova, iar avem de-a face uneori cu unele mituri. Spumantul este mai degrabă o bă băutură uh, care se servește la aperitiv. Deci ea se, se servește de regulă la începutul mâncării pentru că provoacă poftă de mâncare, provoacă digestie și, și, și vrei să și mai rar anumite tipuri de spumante sunt asociate cu dulciuri sau la sfârșitul mesei. De regulă la sfârșitul mesei se folosește se recomandă un digestiv care să adică o tărie. ajute, da, adică iar iarăși în cantități limitate care să ajute la digestia uh, mâncării, nu la provocarea din nou a salivației și a poftei de, de mâncare. Și în general La aperitiv se servește uneori Fără asocieri Sau cu bucate foarte ușoare Cu antreuri Inclusiv cu aceste renumite toasturi Cu uh, caviar Sau cu icre roșie Spre regret Timpul rezervat emisiunii noastre a expirat Nu uitați că vinul este bun Doar atunci când este consumat moderat Vă amintesc că l-am avut invitat la emisiunea de astăzi pe directorul singurei școli de somelieri din Republica Moldova, Nicolae Luca. Domnule Luca, eu vă mulțumesc foarte mult pentru mulțumesc participare și vă așteptăm și cu alte ocazii. Merci. Noi, prezentatorii Cornel Rusnac și Andrei Cibotaru, de asemenea vă spunem mulțumesc și vă așteptăm la o nouă ediție săptămâna viitoare. Această emisiune a fost realizată cu sprijinul financiar al Oficiului Național al Viei și Vinului. Pe curând!